Da, e primul punct, dar eu cred că poate după aspectul celei de-a doua reprize, nemeritat acest punct. Cred că meritam cele 3 puncte. Vreau pe această cale să-mi felicit jucătorii pentru felul în care au abordat acest joc, atitudinea pe care au avut-o. Din ce am văzut eu din statistici, a doua repriză am avut o posesie de 90%. Împotriva unei echipe foarte bune, am zis înainte de meci, o echipă puternică, o echipă care joacă împreună de 2-3 ani de zile, cu niște trasee de joc bine definite, dar cred că echipa Dinamo a arătat o atitudine și o dorință de a câștiga foarte mare și cred că dăm pași spre a forma o echipă puternică. Probabil vom mai avea nevoie un pic de timp ca, din punct de vedere fizic, toți jucătorii să fie la un nivel bun. Și atunci probabil vor veni și victoriile și vor veni victorii, cred că, victorii cât mai multe. Cum ați caracterizat jocul lui Dinamo, ținând cont de faptul că foarte mulți jucători s-au schimbat, iar relațiile de joc încă nu s-au format? Da, eu cred că am arătat bine. Eu cred că am arătat bine, mai ales la pauză când am intrat atât Juan Camara și Borcavaie. Cred că jocul echipei s-a schimbat în bine, am avut multă mișcare în teren, poate în prima repriză n-am avut aceeași mișcare. Cred că încă lipsesc automatismele, încă lipsesc ca jucătorii să se simtă între ei. Cred că poate liniștea în fața porții, pentru că am adus mingea în preajma acolo de foarte multe ori, am avut ocazii, dar n-am reușit să dăm decât un gol. Și eu cred că trebuie să îmbunătățim anumite aspecte ale jocului, dar cu această atitudine și cu acești jucători, sigur, pe viitor vor veni și victorile. Dacă am fi avut VAR în România, golul Botoșanului ar fi fost anulat. Cum comentați arbitrajul? Da, eu cred că, din punctul meu de vedere, un arbitraj slab. În seara asta, tendențios, nu știu dacă tendențios sau șmecheresc, ca să zic așa. Din păcate, eu cred că Marius Avram a prins o zi mai puțin bună. Și poate, în cel mai scurt timp, vom avea și noi VAR în România, poate tocmai pentru acțiuni ca la golul Botoșan, în care am înțeles că golul lor a fost din offside. Marius Avram nu va ierta nici pe dumneavoastră. Ați luat un cartonaș galben. Da, pentru că am reacționat, eram lângă al patrulea arbitru când la aceeași fază au fost 3 faulturi, una după alta, și l-am auzit eu pe al patrulea arbitru când i-a spus fluiere fault și n-a vrut să fluiere fault și nu mi se pare normal când al patrulea arbitru este lângă jucător și vede faultul și spune să fluiere fault și el nu vrea să fluiere. Este rea voință și de aia am reacționat, pentru că au fost 3 faulturi unul după altul și toate 3 spuse de al patrulea arbitru ca să fluiere fault și nu a vrut. Atunci, cum am mai zis, nu mi se pare normal ca un asemenea arbitraj să-l avem mai ales acasă. Din punct de vedere, dacă se dă într-o parte, trebuie să dea și în aia altă parte. Condus la pauză, ați făcut imediat 2 schimbări. Fabrini și Mogureanu au rămas la cabine. Ce așteptări aveți de la ei? Ce mesaj transmiteți prin această dublă schimbare? Nu, am considerat că cei 2 care vor intra vor aduce mai multă dinamică în jocul echipei, mai ales că aveam nevoie, știind că Botoșan sigur va miza să se apere în jumătatea proprie și să plece pe contraatac, nu? Atunci aveam nevoie de jucători mai mobili, de jucători care să joace între linii, în spatele lui Nemes, cu Juan Camara din partea dreaptă să intre pe piciorul stâng și să-și deschidă toată viziunea spre careul advers. Și eu cred că aceste 2 schimbări au arătat că am văzut bine jocul și că am dominat copios o echipă, repet, a Botoșanului foarte, foarte bună. Cum ați trăit faza golului de generic la care vorbim? Nu l-am văzut pe Borja că se uită cum face prolare
cum face, cum a făcut preluare, s-a uitat spre, spre poartă. Și mi-am depărtat, m-am uitat la portar și am văzut că e afară carul de 16 și am zis de la poartă. E clar că se vede că este un jucător cu o viziune extraordinară de joc, cu o calitate foarte bună, încă, cum am mai zis, vine după două săptămâni de vacanță, deci a avut doar 3 zile cu noi, 3-4 zile în care s-a antrenat cu echipa, s-a acomodat cu noi că pierd, dar au venit cu atitudine, cu pozitiv, își doresc să ajute ca clubul Dinamo să, și echipa Dinamo să revină acolo unde este locul. Și cum am mai zis, aveam nevoie de jucători care aduc plus calitate echipei și cred că am reușit.